Atmosferă de vis creată în cadrul evenimentelor organizate cu ocazia împlinirii celor 8 secole de la prima atestare documentară a Orăștiei. Cu acest prilej, cetatea Orăștiei a revenit la viață în weekendul trecut. Mii de oameni au avut ocazia să viziteze impozantul monument istoric, ale cărui lucrări de restaurare sunt aproape de final. Totodată, pe parcursul a două zile, sâmbătă și duminică, a avut loc primul festival medieval din orașul Paliei, intitulat Cetatea Vie. Au fost cavaleri și domnițe, întreceri cavalerești, jocuri medievale, jonglerii cu foc, concerte, dar și un impresionant show de lasere. Este reprezentată și pe tema națională a României, acolo unde apare Transilvania, este una dintre cele 7 burguri transilvane și atunci aveam o datorie morală de a găsi soluții pentru renovarea ei. Ne bucurăm și vreau să mulțumesc în final tuturor celor implicați. Porțile monumentului medieval s-au deschis pentru publicul larg, iar mii de oameni au avut ocazia în premieră să pășească prin istoria de secole a acestui loc. Eu sunt foarte mândru că am avut prilejul să fac școala primară în Orăștie, parte din liceu, pentru că după aceea am plecat în altă parte, dar mă simt legat de Orăștie și după ce m-am pensionat am revenit în patria mumă, ca să zic așa, în ghilimele. Toate manifestările care au fost organizate de către Primăria Municipiului Orăștie au fost formidabile. Formidabile! Cetatea medievală Orăștie datează din secolul al XII-lea potrivit istoricilor și a fost ridicată pe amplasamentul unei alte cetăți de pământ înconjurate de mlaștini, care a fost datată în secolele 10-11. În jurul anului 1334, 7 localități făceau parte din scaunul Orăștiei. În interiorul fortificației se află două vechi biserici, reformată și evanghelică, și ruinele unei rotunde, o capelă ridicată în urmă cu aproape 1000 de ani din piatră și mortar, recunoscută ca fiind una dintre cele mai vechi astfel de monumente din România.